Condițiile grele îi fac pe salvamontiști să își pună viața în pericol de fiecare dată când acționează. Mereu știu când pleacă, dar nu și când se întorc, pe traseu confruntându-se cu multe pericole. Carlos Tașcău, angajat în cadrul Salvamont Gorj, a declarat că o acțiune de căutare poate dura și 30 de ore în ploaie, ger sau zăpadă. Marea majoritate a evenimentelor se întâmplă când este vremea nefavorabilă, când este noaptea și se schimbă foarte brusc vremea, poate să apară tot felul de intemperii care sunt neprevăzute și asta îngreunează foarte mult activitatea și ca durata de timp a rezolvării evenimentului. Au fost unele de peste 30 de ore, adică să stai 30 de ore plecat pe munte cu ploaie, cu vânt, să pleci după amiaza, te prinde noaptea, mai stai a doua zi, iar pleci în continuare, durează foarte mult. Și sunt și unele care au fost în sezonul rece, chiar dacă au fost de durată scurtă de timp, adică undeva 8-10 ore, 12 ore, iarna este foarte greu la altitudine, pentru că chiar dacă sunt câteva grade minus, vântul amplifică foarte tare și umiditatea, senzația, și îți îngreunează ție ca, și ca salvator și victimei perioada de a ajunge într-o zonă sigură. Salvatorul mărturisește că a fost și rănit încercând să salveze vieți. Cred că din prima secundă de când ai plecat de la bază, conducând mașina, ție ți-e pusă viața în pericol, pentru că n-ai de unde să știi, poate să iese unul în fața ta cu mașina, nu te-a auzit sau nu a fost atent, ai făcut accident și nici n-ai ajuns pe teren. După care, există perioade de vreme rea în care n-ai ajuns în zona respectivă și nu știi cum mai este drumul. Drumul poate să fie foarte accidentat și acolo există risc, asta zic, deplasare. La fața locului acolo, la fel, sunt cazuri în care suntem ajutați foarte mult de tehnologie și ne este ușor pentru că ajungem într-o zonă relativ aproape de victimă. Dar sunt cazuri în care avem informații vagi. Am luat-o la dreapta, la stânga, am văzut un pom mare. Pomi mari pot să fie o grămadă, dreapta, stânga, poți să faci un drum de 10 ori. Serviciul public județean Salvamont Gorj are în dotare echipamente de ultimă generație.